Salutare tuturor și bine ați revenit în bucătăria mea! Astăzi eu și băiețelul meu vrem să vă prezentăm o rețetă foarte delicioasă de înghețată cu afine. Dacă vă plac rețetele mele, nu uitați să vă abonați! Deoarece este o rețetă foarte simplă, vom avea nevoie doar de 3 ingrediente, 200 de grame de iaurt natural, 2 linguri de miere și 100 de grame de afine. Pentru început vom pisa afinele cu ajutorul unui blender. Acum vom transfera pireul de afine peste iaurtul natural. Vom pune și mierea. Și vom începe să amestecăm totul foarte bine până ce toate ingredientele sunt bine încorporate. Băiețelul meu este un ajutor de nădejde, de aceea m-a ajutat și el la această rețetă. Acum vom transfera compoziția în forme. Această înghețată este perfectă atât pentru copii cât și pentru adulți. Acum vom pune bețișoare de înghețată în fiecare formă, iar apoi vom da totul la congelator pentru cel puțin 2 ore. Cu siguranță copilașii vor fi foarte încântați să vă ajute la această rețetă. Este o activitate perfectă pentru ei. După 2 ore, înghețata este gata, acum o vom scoate din formă, iar apoi poate fi servită. Vă asigur că este o rețetă foarte delicioasă și în același timp foarte sănătoasă. Dragii mei, am ajuns și astăzi la finalul rețetei. Dacă v-a plăcut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul pentru a fi la curent cu toate rețetele mele, să dați un like acestui clip. Noi vă mulțumim pentru vizionare și vă dorim poftă bună!